Ziua tuturor, sunt tarotela cu etalare pentru cei născuți în zodia Capricornului sau cu soare, lună, Venus, ascendent, Capricorn pentru mai 2019 sau puteți să o luați și începând de acum până pe 7-8 iunie, dacă aveți nevoie de limită de timp, dar, repet, timpul e fluid, lucrurile se pot întâmpla și mai târziu sau poate au început să se manifeste de curând. Am amestecat cărțile și din setul acesta a sărit 8 de spade. Unii dintre voi aveți de-a face cu un scorpion, pentru că e 8, e casa 8-a, e destul de mentală. Așa, un scorpion sau cineva născut în luna 8-a, dar puteți fi foarte bine dumneavoastră făcându-vă griji. Adesea scorpionii își fac griji pentru diferite situații. Poate că unii dintre voi nu găsiți soluții la o problemă și sunteți așa un pic închiși în niște variante. Încă nu puteți să ieșiți în afară și să găsiți soluția potrivită. Poate să fie o persoană în semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător, care vă influențează viața. Cu aceeași energie, voi știți mai bine ce se întâmplă în viața voastră. Da. Și tocmai am văzut diavolul. Diavolul. Aș vrea să tai aceste cărți în fața voastră și să începe talarea pentru Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn, mai 2019. Ok. Ce avem? Intensitate. Understanding. Înțelegere. Abundență. Foarte frumos. Similar cu 10 de monede. Cu împărăteasa, varianta 3D. Și trecere. Trecere. Sau schimbare, transformare, integrare. Am mai avut o zodie, de fapt au avut fecioara, dar în altă poziție, dar exact în această poziție. Cine a avut, dacă nu greșești, gemenii? Gemeni, e posibil, vedeți, verificați dacă aveți timp și chef și dispoziție. Cu alte cuvinte, tot răul spre bine. Tot rău spre bine. La capătul acestui set de cărți aveți profesorul, vindecare, de fapt, da, învățătorul, vindecare, creatorul și integrare. Pentru că am văzut 8 de spade, bănuiesc că totuși unii dintre voi vă faceți griji într-o privință. În momentul acesta, sau în perioada aceasta, experimentați o situație pe care o considerați foarte intensă. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de foc, leu, berbec sau săgetător, mai mult sau mai puțin. Această carte e similară cu Cavalerul de Băte. Ceva apare în viața voastră într-un mod rapid, după cum vedeți, o persoană care intră, da? Și e o persoană intensă, cu o energie care vă influențează foarte mult, profund. Și totuși, această energie intensă vă obligă să înțelegeți situația. După cum vedeți, e oarecum asemănător cu 8 de spade. Deși aici este o energie de apă, aici este simbolul unei persoane în semn de apă, peșterac sau scorpion, sau pur și simplu o stare emoțională. Această pasăre parcă ar fi în cușcă și privește în afară. Am avut și mai devreme cușcă mentală, da? 8 de spade. Este foarte posibil să fiți dumneavoastră, dacă nu persoana cu care relaționați. Unii dintre voi vă simțiți ca într-o cușcă și sunteți chemați să înțelegeți situația
dintr-o altă perspectivă. Pentru unii dintre voi, pentru că aveți 10 de monede, poate să fie o situație legată de casa voastră. Și să fiți chemați la o transformare, la o trecere. Să spargeți, după cum vedeți, acest om sparge un bloc de piatră. Răbufnește, explodează, da? Totul e la nivelul plexului solar, este egoul. Această pasăre este în cușcă și privește în afară, probabil meditând și înțelegând situația. Vă luați curajul, da? Vă conectați la plexul solar, vă adunați toată energia și cu intensitate spargeți toate barierele care vă blochează fericirea, abundența, norocul, eu știu, sporul. Și continuați cu toate adjectivele din această categorie. Ideea este că totuși, unii dintre voi, în trecut sau în această perioadă, în continuare, vă vindecați. E asemănător cu patru de cupe, cu... Da, patru de cupe. Poate ați vorbit cu un consilier, cu un profesor, poate l-ați citit pe Osho, poate citiți filozofie, poate v-ați conectat la lună, la emoțiile voastre. Stând în această cușcă, nu ați stat degeaba. Capricornii sunt niște manifestori în felul lor. Sunt semne cardinale și foarte ambițioase. Unii dintre voi ați început de curând un proces de vindecare. Și e minunat pentru cei care în acest proces ați ajuns în acea etapă în care vă conectați la Creator, la Dumnezeu sau la sursa voastră de creație. Este exact, nu, exact, e similar, da? Amândoi și unul și celălalt au plexul solar activat. Ego-ul, dar e partea bună a ego-ului. Nu este acea dorință de a obține. Similară diavolului, da? Varianta negativă. De a obține ceva de dragul de a avea sau pentru că familia e fericită sau pentru că societatea spune așa. Deja în acest proces de vindecare și de înțelegere, da? Înțelegere alături de învățător sau de, nu știu, ce inspirații divine ați avut în ultima vreme, ați reușit să înțelegeți ce înseamnă să creezi și să treci dincolo de bariere. Și totul pornește din sinele vostru. Nu trebuie să vină cineva să vă scoată. Nu trebuie. Vă adunați energia și spargeți orice. Ca acei karatiști care se concentrează și adună energia și sparg cărămizi, îndoaie, sârmele, eu știu, cușca se poate deschide din interior în momentul în care vreți. Așa simt. Și în momentul în care o deschideți, în momentul în care treceți de această etapă, începe să manifestați abundența, începe să manifestați varianta voastră divină, capacitatea voastră de a fi creatori. Și evident, în acel moment începeți integrarea în univers dintr-o altă perspectivă. Vă apropiați de cei care vă completează, nu de cei care vă stau în drum. După cum vedeți, aici avem Yin și Yang. Ar putea fi conectarea, integrarea și completarea cu o altă persoană, dar până a vă completa cu o altă persoană, ce este foarte important de reținut, trebuie să ne completăm noi cu noi înșine, varianta noastră feminină cu cea masculină, da? Albul cu negru. Yin și Yang este în noi, înainte de a-l căuta în exterior. Și dacă în această cușcă am experimentat, ați experimentat partea negativă, așa zis negativă, toate au un scop. Scopul a fost să învățați, să vă vindecați, eventual unii dintre voi ați ajuns la un grad mare de înțelepciune, unii. Ideea este că ați manifestat întunericul, tristețea, depresia, căderea și acum trebuie să începeți să manifestați lumina, lumina creației. Și, evident, abundența va veni.
Poate va fi o persoană în semn de pământ, foarte abundentă, poate sunteți voi, ca și manifestori. Vă doresc succes în acest proces de transformare și sper să rezoneze cu măcar unii dintre voi. La urmă au fost cărți foarte frumoase. Acum tai cărțile și încerc o cruce celtică pentru Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Capricorn. Mai 2019. Central. 7 de cupe. A mai fost o zodie care a avut 7 de cupe. Scorpionul, parcă. Semn de apă, scorpion sau pește adesea. Bine, poate fi și rac, dar eu asociez mai mult cu scorpionul și cu peștii. Este o persoană destul de confuză. În acest moment își face mai mult iluzii. Are multe cupe, multe opțiuni. Poate unii dintre voi beți, mai mult sau mai puțin, sau pur și simplu vă încântați de ce vă oferă lumea. Cei care nu ați început acel proces de curățare, de vindecare, nu v-ați consultat cu învățătorul, cu divinitatea. Dar haideți să vedem în continuare cum se așează cărțile. 9 de băte, semn de foc. 9 poate să fie în mod special săgetător, dar nu e obligatoriu, poate să fie și leu și berbec. Și, repet, nu e obligatoriu să fie semn de foc, pur și simplu este o persoană care blochează. Poate cineva vă blochează pe voi sau voi blocați pe cineva. Vedem cum se așează lucrurile, repet, ca să nu... Judecata. În ultima vreme ați experimentat această carte. Poate fi, repet, un scorpion, pentru că această carte pentru mine reprezintă Pluto, ridicarea din mormânt, din cenușă, Phoenix. Și nu doar Phoenix. Chemarea la o nouă misiune. Dar trecând peste aspectul ăsta, ați trecut prin niște drame foarte mari în ultima vreme. O chestiune legată de moarte și înviere. E clar? Poate să fie măcar mentală sau sufletească, nu neapărat fizică. Dar transformarea a fost frumoasă. Sau așa ar trebui. În continuare, repet, vedem cum se așează. Cavalerul de spade. Probabil un semn de aer va bârfit. Va bârfit. Sau v-a adus niște vești neplăcute sau le-a împrăștiat, da? Că doar asta înseamnă bârfă. E o chestiune de comunicare. Cavalerul de spade are și calități, evident. Dar deocamdată, atât cât sunt cărțile, nu se înțelege mai bine ce ar fi vrut să comunice de curând, în ultima vreme. Poate ați călătorit. V-ați întâlnit într-un mod neașteptat cu cineva, pentru că este o energie foarte, foarte spontană, trecând peste noțiunea de bârfe de discuție, da? Ideea de cuvânt de spadă, mai avem noțiunea de viteză și de spontaneitate. E posibil cineva să fie intrat în viața voastră sau chiar să fie ieșit brusc, pentru că este înspre exterior. Voi știți mai bine. Vă dau mai multe variante să alegeți. Energia, ce frumos, ce frumos, energia care guvernează această citire, îndrăgostiții. Luna 6 poate vă spune ceva. Gemeni. Dar nu e obligatoriu. Evident că nu doar ei sunt îndrăgostiți. Poate să fie o alegere foarte importantă în dragoste, să trebuiască să alegeți între două persoane, dragi. Și totuși, dintre două, evident că una vă completează mai bine. Din acest motiv aveți confuzie emoțională referitoare la un semn de apă, posibil. Da? Posibil. Pentru că avem verticala, judecata, 7 de cupe și îndrăgostiții. Poate este un trecut îndepărtat, în care ați avut o a doua șansă cu această persoană, mai mult sau mai puțin, semn de apă. E o persoană care vă creează niște emoții, vă fac să vă simțiți confuz. Poate aveți și fantezii. Fantezii, nu mai spun de care, poate cu alt ocazie o să avem ocazia să intrăm și în detalii de genul ăsta.
și încercați să blocați persoana. Pentru că voi, în principiu, sunteți destul de răniți, din niște motive, poate din toate dramele prin care ați trecut până în acest motiv, în acest moment, scuzați-mă. Încercați să blocați, dar energia aceasta a îndrăgostiților vă obsedează sau vă influențează toată luna. Trebuie să alegeți între doi oameni sau poate chiar mai mulți. Trebuie să alegeți între o dragoste foarte puternică și alte chestiuni plăcute, dar mai puțin importante. Cum ar fi, de exemplu, o altă persoană, da, avem aici o blondină. Poate să fie un șarpe. Poate să fie victoria, da? Ego, da? Care vrea victorii reușite. Poate să fie bogăție. Poate să fie, eu știu, casă, dragon. Sunt multe. În fiecare cupă este ceva. Spiritualitate. Dar nu pare în acest context că v-ar interesa. Pe unii. Poate pe alții. Dar vedem în continuare. Poate vă interesează. Ideea este că trebuie să alegeți. Până la îndrăgostiți, până să exprimăm această, sau ex să exprimați această vibrație, trebuie să alegeți. Da? Poate de curând cineva a ieșit din viața voastră. E posibil și așa. Poate trebuie să alegeți între un semn de apă și un semn de foc. Sau un semn de apă și semn de aer. Sau semn de foc și semn de aer. În fine, sunt variante. Na, nu facem acum matrice. Posibil să fie legat de o alegere. Și vă stresează pe de-o parte, încercați să blocați pentru că vă creează confuzie emoțională. Op, regina de cupe invers. În viitorul apropiat. Iar semn de apă și judecata e semn de apă, repet, dacă n-am spus-o până acum. Sigur, unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, care în ultima vreme nu vă mai acordă atenția pe care v-a acordat-o. Nu vă mai hrănește emoțiile și din acest motiv sunteți confuzi. Poate unii dintre voi încercați să visați la ea sau să vă hrăniți cu alte iluzii, cu alte fantezii, pentru că vă doare, da? Vă doare că ați fost blocat, dacă nu sunteți voi cei care blocați aceste emoții. Această carte poate să funcționeze și pe vertical și pe orizontal în diferite situații, da? E o provocare. Voi puteți să blocați aceste emoții, nu vreți să vă mai gândiți? Pentru că, deocamdată, regina de cupe nu vrea să vă mai hrănească emoțiile. Să vă mai susțină. Regina de cupe e o persoană foarte faină. Vă susține, vă dă sfaturi, vă ascultă, vă mânghe, vă face masaj, vă învăluie în energie, în emoțiile cele mai blânde, cele mai plăcute, vă încurajează tot timpul. Ei, și în ultima vreme, probabil, în acest viitor apropiat, nu v-a mai acordat atenție. Din niște motive, trebuie să alegeți. E clar, cu acești îndrăgostiți trebuie să alegeți. Probabil în trecut a trebuit să ați avut a doua șansă și nu ați folosit-o cum se cuvine. E posibil pentru unii dintre voi. Dar sper că vă citiți singur cărțile, eu vă dau mai multe variante. Sfatul 3 de bâte. 3 de bâte adesea așteaptă. Este semn de foc. Dar trecând peste starea asta de așteptare, persoana aceasta mai face ceva. Se uită în zare și vede niște oportunități, vede viitorul. În momentul în care ieșiți din această confuzie, în momentul în care alegeți corect, începe să vedeți viitorul, probabil cu persoana pe care o veți alege. Și dacă reușiți să-l vedeți, aveți puterea, pasiunea, acest foc interior să-l și manifestați, să ieșiți din blocaj și să-l manifestați. Trei înseamnă comunicare, înseamnă călătorie, da? Luați cum vreți acest mesaj. Exterior, 4 de spade. Semn de aer, posibil cineva. Semn de aer gemeni. Balanță sau vărsător, să fie și din viața voastră, cum am spus mai devreme, și să se vindece, da? Să-și aloce timp. Sau poate, fiind exterior,
Unii dintre voi ați mers la o mănăstire, într-un aștram, undeva? Bine, românii nu merg în aștram, foarte rar. Într-un loc să vă vindecați, să vă tratați, da? Că sunteți răniți unii dintre voi. Să ieși, dar poate dacă a fost o dramă, o chestiune legată de viață și de moarte, încă mai resimțiți, da? Efectele, în cazul în care ne o persoană, da? E o situație din exterior, de boală, de suferință, de transformare. Si e similar cu eremitul, da? Transformare, înțelegerea unor situații neplăcute, trei de spade, niște răni din trecut și apoi înțelegerea adevărului. De ce vă este frică de 8 de cupe? Vă este frică, cred că pentru unii dintre voi, pentru că sunt tot cupe, 7, 8, da? 7 confuzie, 8 deja pleacă. Vă este frică și această regină este invers. Vă este frică că această regină s-ar putea să plece din viața voastră. Vă este teamă, pentru că nu vă mai acordă atenție, nu vă mai oferă cupa. Pleacă către ce? 9 de cupe, către ce o împlinește. Pentru că voi. Unii dintre voi, evident, nu pentru toată lumea citesc, nu ați făcut ce trebuia în această poveste, ce vă doriți. Vă doriți eventual să vă manifestați voi. Posibil pentru unii dintre voi, pentru că sunt multe variante, să vă doriți un semn de foc. Da? În cazul în care trebuie să alegeți între, eu știu, alt semn și un semn de foc, în cazul în care trebuie să alegeți. Dar tind mai degrabă să cred că vă doriți să fiți voi acest rege de bâte. Spunea cineva, un astrolog, nu-i mai știu numele, dar mi-a plăcut la un moment dat ce spunea. Visul oricărui capricorn este să se poarte ca un leu. Este un vis. Deocamdată îl blocați pentru că nu aveți, eu știu, încredere. Sau trebuie să vă mai vindecați. Și ce vă doriți? Că de fapt aici vreau să ajung. Regele de bâte este un om pasional care are încredere în el. Vă doriți să aveți încredere, vă doriți să stați pe picioarele voastre, vă doriți să manifestați putere, pasiune, control. E similar cu împăratul. Mai e un pas până la a deveni împărat. Vă doriți să conduceți și să vă conduceți viața. Eventual, unii dintre voi, dacă e o chestiune de afaceri, vă doriți să urcați într-un post de conducere. Dar până acum nu a apărut ca fiind ceva legat de afaceri. Eu cred că vă doriți să vă câștigați încrederea. În acest moment nu prea aveți încredere. Dacă voi sunteți aici, nu prea aveți încredere. Da, și trebuie să alegeți. Deci e o situație în care voi ați creat, într-un fel sau altul, universul, situația, în fine. Nu judecăm acum muzele dumneavoastră. O situație ambiguă, pentru că avem confuzii, da? Și trebuie să vă adunați încrederea, forța, ca să alegeți și să manifestați, nu doar să alegeți, să manifestați îndrăgostiți, să vă manifestați dragostea adevărată, sufletul, pereche, flacăra, geamănă. Trebuie să o manifestați. Probabil că știți că nu degeaba ați meditat, da? Vedeți viitorul, aveți pasiune, dar de la 3 până la împărat e cale lungă. Dar nu e imposibil, evident. Nu e imposibil. Finalul. Este minunat că apare. Atestă faptul că într-adevăr ați trecut prin multe situații. 10 de spade, invers. Încă sunteți în proces. Încă nu ați depășit acest ciclu de dureri. Încă mai simțiți, pentru că da, a apărut și 4 de spade ca și forță exterioară. Vă mai influențează trecutul. Vă influențează, că asta e forța exterioară, da? Vă influențează, eu știu, dramele prin care ați trecut. De-aia puneți și bariere, da? În momentul în care este normală cartea, ați trecut, începe să înviați. E un proces. Încă nu, dar probabil că de-abia acum înțelegeți. Că doar sunteți confuzi. 7 de monede ați putea fi dumneavoastră sau un alt semn de pământ. Ideea e că trebuie să mai așteptați, să investiți, dacă n-ați investit în dumneavoastră. În dumneavoastră simt că trebuie să investiți ca să deveniți regele de bâte. În dumneavoastră.
Trebuie să vă setați viitorul, da? Să lăsați în urmă această bâtă pasiunile vechi și să manifestați noi pasiuni, să vă uitați la lume altfel, din altă perspectivă. Și apoi să vă luați curajul să călătoriți și să comunicați ceea ce vedeți, ceea ce v-ați propus să faceți, viitorul pe care îl vreți să manifestați, regele de, da? Și apoi urmează să o luați de la zero. Să începeți o nouă călătorie spirituală sau în dragoste, voi știți mai bine. Aveți un prieten aproape, o persoană sinceră și Dumnezeu. Probabil trebuie să vă regăsiți idealul în cazul în care vi l-ați pierdut printre multele confuzii și opțiuni. La capătul acestui cărți, ce frumos, semn de pământ, mai mult sau mai puțin, as de monede, dar de bani la modul simplist, este o relație de lungă durată, stabilă, care poate să ducă către căsnicie. Dar, cu o persoană în semnul racului sau al peștilor sau al scorpionului, dar deocamdată revine cartea, sunteți într-o cușcă mentală. Trebuie să depășiți niște situații din trecut. E o situație care în timp va lucra. Ia uite, trebuie să alegeți. Ce să alegeți? Perechea. Dacă voi vă doriți să fiți regele de bâte, trebuie să alegeți ce? Să manifestați această pereche ideală. Sufletul pereche, Twin Flame, cum vreți voi să-i ziceți. Da? Haideți să căutăm niște sfaturi de la îngerași pentru capricorni. Mie îmi plac capricorni, am prieteni în capricorni și sunt minunați. Nu-mi place când este asociat doar diavolului. Capricornii au multe trăsături frumoase. Haideți să vedem ce sfaturi primim pentru Capricorn de la îngeri. Un sfat pentru Capricorn pentru mai 2019. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn. Sfătuleț. Ok, hai să le tăiem. Așa mai bine la început. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn. Da, situații, șabloane relaționale. Îți ia curaj să recunoști ceea ce trebuie să schimbi sau nevoia de schimbare, mai ales că voi sunteți semne de pământ. Da? E o situație din trecut. Sunt tipologii de relații pe care le-ați experimentat și trebuie să le vindecați. Casă, treceți de la 7 de cupe la regina, da, în poziție normală și la îndrăgostiții, la acest cuplu pasional. Vorbiți limbajul dragostei. Cuvintele de dragoste au puterea să schimbe vieți, inclusiv pe a dumneavoastră. Aveți încredere, ca și nebunul, da? Aveți încredere. Și nu degeaba aveți 4 de spade, mergeți la biserică eventual sau faceți meditații sau pur și simplu încrederea. Ai încredere în situație. Sper să vă fie de bun augur, vă doresc dragoste, dragoste, puf, mai obosesc și eu, dragoste, pace și creștere spirituală. Numai bine, la revedere!